Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe dimineața astăzi Republica Fantastică România are un vibe cultural, așa, este artistică. Mm. Pentru că sunt, ne mai ocupăm și de artiști, de oamenii de cultură la acest program, pentru că suntem interesați de acest fenomen. Și sigur, arta penetrează, cum să spun, pătrunde cultura la dubă. Da, cultura este peste tot. Deci nu poți să spui că undeva nu are acces cultura. Are acces cultura. Mai mulți foști ofițeri din MEAI, MEAPN și SRI au încasat câte două pensii medii lunare, dându-se drept artiști plastici. Pentru că nu e așa. Sigur, ei cred că au devenit curioși după ce s-a băgat site-ul de cultură în dubă. Corect. Au zis, ia uite ce avem noi aici, un site de cultură în dubă. Dar ce faceți voi? Și uite așa, poate cine știe, s-au apropiat de fenomen, de această lume minunată. Deci, deși nu aveau dreptul, spun procurorii, ofițerii au figurat ca pensionari și ai Uniunii Artiștilor Plastici din Alba Iulia. Sumele primite ilegal, ani întregi, susțin procurorii, au ajuns, erau în general de 1800 de lei pe lună. De persoană. Pun un bănuț. Îi se poate picta cu pulanul pe spatele deținuților. Asta cred că au făcut toată viața. Pastel. Faci pastel. Pensii mari sunt la Uniunea Artiștilor, că asta e... Quantilism. Quantilism. Ăștia cu vârful bocancelului. Tatuaje. Simezele de la subsolul arestului. Sau se cântă pe țambal. Am înțeles că în arest se mai cântă și pe țambal. Da, domnul Luca, ziceți că dumneavoastră domnul... Nu cred că aveau normă întreagă. Știi ce zic? Adică n-aveau pensie de-aia full, uh-huh, de la Uniunea Artiștilor, că noi poate făceau mărțișoare. Nu poți să știi, că tot acolo ești încadrat, dar mi se pare mare pensia. Da, cu totul 69 de persoane au beneficiat în total de pensii majorate cu 50% în baza unei legi din 2006 și se foloseau de adeverințe care atestau că făceau parte din Uniunea Artiștilor Plastici din Alba Iulia și că această entitate e de utilitate publică. Și luna trecută, cel care a emis adeverințele, scrie Libertate, a fost trimis în judecată pentru complicitate la înșelăciune și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, un prejudiciu total de 685.000 de lei. Procurorii nu înțeleg arta. Aici, da. Nu poți, domnule, să descurajezi acest fenomen. Oamenii vor să, nu, să devină, să iau și un bănuț că fac artă în arest. Ce? Care e problema? Știți? Prin artă am supraviețuit în toată perioada asta. Uite. Și uite și ei fac fix același lucru. Bravo, foarte frumos. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.